Ne-am întors, dragilor, din pauză. Suntem la Superneața de weekend, cum vă spuneam și mai devreme. Avem de toate pentru toți. De fiecare dată, în fiecare duminică, cum de altfel se întâmplă și în fiecare zi aici la Superneața, tot felul de subiecte, care mai interesante pentru cei de acasă. Aș vrea să vorbim astăzi despre fructe și despre un fruct pe care îl găsim cu greu la noi, dar înțeleg că se plantează de ceva ani încoace mai peste tot. Smochinele. Și despre smochine vorbim astăzi cu Emilia Ancuța Moisescu. Da, neața și bine ați venit. Spuneam despre smochine că din ce în ce mai des se aude și în țara noastră despre astfel de plantații. Sunt rezistente, rezistă la noi în România, că na, noi știam cumva că... Sunt zone unde cresc și fructifică foarte frumos. De exemplu, aceste smochine sunt recoltate de mine din livada noastră de la Facultatea de Horticultură din București, dar și de la stațiunile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, de la Moara Domnească și Istrița, unde sunt stațiuni de cercetare pomicolă. Acolo... Deci sunt deja destul de multe. Da, mai sunt și, și la Dăbuleni și în zona Dobrogei. Oh, atât de mult! Da, s-a extins. Da, avem teme de cercetare prin care vrem să vedem care varietăți sunt cele mai adaptate condițiilor climatice din România. Da, pentru că noi eram obișnuiți să vedem smochine undeva în Grecia, în Spania, uite, în țările... Acum, haide, Cătăline, ia zic, voi gătiți destul de des acolo. Acum vreo 2 ani am fost la Zvinița. Da, la Zvinița e o zonă cunoscută pentru Clima de acolo permite să crești smochinele. Am fost în plantații de smochine și am rămas plăcut impresionat. Nu venea să cred că și la noi în România poți să crești smochine care au delicioase. Păi da, pentru că în zona Zvinița, de exemplu, în zona aceea de țară a fost insula Ada Calais, care a fost locuită de populație turcă. Turcia este o mare producătoare de smochin. Turcia au adus de la ei probabil butași de smochin și au înmulțit în zonă. În momentul în care insula a fost inundată, turcii s-au mutat și au luat cu ei materialul genetic. De altfel, noi la Facultatea de Horticultură, prin proiecte, programe Erasmus, schimb de studenți, împreună cu universități din Italia și Turcia, vrem să identificăm cu ajutorul biologiei moleculare originea smochinilor cel mai des întâlniți la noi în țară, dacă sunt de origine greacă, turcă, italiană, dar și diversitatea materialului genetic pe care îl avem în colecția Facultății de Horticultură. Pentru că avem varietăți din China, Irak, Croația, Slovenia. Mi se părea senzațional cum aveau grijă de plantații și inclusiv umiditatea trebuie să fie foarte bine controlată. Da, umiditatea este o problemă pentru smochine. Smochinii nu rezistă la terenuri umede, se sufocă rădăcinile, dar nici la umiditate excesivă. În aer, de exemplu, ploi abundente sau de lungă durată afectează fructele, pot crăpa sau se dezvoltă boli mult mai rapid decât în condițiile lor de origine. Aș vrea să vorbim puțin și despre proprietățile pe care le au smochinele. Oamenii de obicei întâlnesc smochinele în forma lor de smochină uscată, nu? Da, și, pentru că așa rezistă cel mai mult. Rezistă cel mai mult și au puține grăsimi, puține zaharuri, nu? Nu, zaharurile sunt mult mai ridicate. Concentrația în zaharul este mai ridicată decât în cazul smochinelor proaspete, pentru că sunt deshidratate, practic conținutul în apă este redus și atunci concentrația în fruct de zaharuri crește. Crește. Da. Deci de preferat ar fi să le mâncăm în... Acum depinde fiecare cum... după gust. După gust. Mie îmi plac foarte mult proaspete. Proaspete. Da. Și deja se găsesc, am văzut în majoritatea... Se mănâncă cu coajă, multe lume le depelează, le curăță, dar... și coaja este foarte bună. Deci nu trebuie scurățate. Nu. Se mănâncă... Da, auzi, exact așa cum... pur și simplu se spală? Încerc cu coaja acum. Eu vreau să întreb și eu, mă bag și aici, că să băgă numai colegul meu, să nu-l las singur la greu. Haide, desertul începe lumea deja să facă? Pentru că nu suntem obișnuiți, nu e un frugoare, l-avem deja pe piață și... face de multă vreme dulceață din smochine.
dar ele în ultima vreme le-am văzut consumate în pizza, paste cu smochine, am mâncat salată de rucola cu avocado și cu smochine. Și cu smochine, da, deja în salate. O friptură de vită cu un sos de smochine alături. Smochina poate fi folosită atât la desert cât și la main course. Da, am mâncat un tort foarte bun, capitonat cu felii de smochine. E că arată și foarte bine. Exact, în afară de faptul că este foarte gustos. Cu brânzeturi. Arată extraordinar. Cu brânzeturi, tu ești pe finesuri din asta, se zice, da. Nicolae, dar tu ai făcut săptămâna trecută, nu ceva cu smochine, parcă. Am făcut o tartă, da, acum o săptămână, duminica trecută am făcut o tartă cu smochine, da. Le-am confiat pe jumătate, le-am tăiat un pic de zahăr. Caramelizate un pic. Caramelizate, după aceea și am pus pe o tartă, pe un foietaj cu niște crem patisier. Eu anul trecut la facultatea de horticultură am făcut murături din smochine. Ei, da. În oțet, cât și în saramură, foarte bune au fost. Asta nu am mai uitat. Da, chiar interesant. Florin? Eu? Am o întrebare, am un smochin la studio care am ăsta, da, a dat smochin, a venit Dan cu niște un pumn de smochine. Serios? Ziceați că n-avem voie cu foarte multă apă, cum să-l fac să-l țin? Nu, el trebuie udat. Okay. Orice plantație are nevoie de, de apă, de irigare. Deci îl mai ud în afara faptului că afară plouă? Acum când plouă, nu. Dar când sunt când multe zile secetă, consecutive de... Da. Secetă, normal că trebuie și el irigat. Are nevoie de apă. Uite, el rezistă, dar nu va face fructe de calitate. E primul an, sunt la studio acolo de 3 ani, n-a făcut niciodată până acum. Azi e primul an când a făcut. Înseamnă că oricum este și foarte decorativ, are frunzele acelea foarte frumoase. Păi asta că și eu vreau să-mi pun unul în grădină. Chiar vreau, de câțiva ani mă tot uit și văd și nu știu ce să fac, de unde să pornesc, de unde. Îmi iau un pomișor, nu? Nu, trebuie un grădinar dacă vrei să pui în grădină un smochin. De exemplu, un grădinar. Măcar un grădinar. De exemplu, noi vrem să mediatizăm foarte mult cultura smochinului și Facultatea de Horticultură este într-un parteneriat cu Asociația SOS Țara Făgărașului, unde sunt oameni iubitori de natură, dar și copii, și organizează tabere de cercetași, unde prezintă și ateliere de horticultură. Și acolo copiii sunt învățați și despre aceste specii mai puțin cunoscute în România, nu doar smochine. Smochine, kiwi, asimina, jujube, dar pentru mine sau, dar pentru mine sau pentru cineva care vrea să-și ia acasă și să-și planteze un smochin, ce trebuie să știe? Cum trebuie să aibă solul într-un anumit fel? Este destul de rezistent. Crește și pe, în zonă de nisipuri, crește și în zonă, în sol pietros. Dar cel mai important, nu e atât de pretențios. Nu. Dar cel mai important este să nu fie apă în exces la rădăcină, să aibă soare, pentru că fructele se coc la temperaturi de 20-25 de grade. Bun. Da, și dacă vrem să avem fructe cât mai bune, perioada de zile cu soare să fie cât mai lungă. Trebuie evitate zonele cu vânturi puternice, pentru că pot lovi ramurile, pot lovi fructele și atunci le... Se bat, cum se spune, da? Se pot chiar rupe unele ramuri. Deci am o concluzie scurtă. Smochinul poate fi folosit ca un pom decorativ în curte, nu? Da, dar și foarte bun că îți culegi smochinele, le mănânci. Exact. Poți să îl folosești la desert, poți să îl folosești la main course, la salate. Deci este un pom și gustos, sănătos și de tot. Ia zi, Florine, ce? Ultima întrebare, că stare curios, că mi-a plăcut subiect. Adică noi putem acum și la plante și fructe să le descoperim, nu etimologia, strămoșii? Da. Putem să știm de pe vremea cui ei au venit? Originea lor, da, o putem vedea din zona de proveniență. Cum? Sunt analize... biologie moleculară, da. La nivel de ADN. S-a ajuns? Cât de tare! Și putem să datăm perioada sau rădăcina? Nu neapărat să datăm perioada, ci putem să vedem care este originea lor. Adică cât de apropiate genetic sunt soiurile între ele. Soiurile din România, cu cele din Turcia, cu cele din... Comparând cu ceva cunoscut? Da. Oricum, dacă cei care sunt interesați și vor să facă o carieră în horticultură, pot veni la noi, la Facultatea de Horticultură, să se înscrie, iar cei pasionați pot participa la conferințe, workshop-uri, ateliere. Următoarea conferință va fi, următoarea manifestare horticolă va fi toamna horticolă bucureșteană. Cu subiectul Ziua Recoltei. Se va ține la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, dar între 6 și 9 octombrie. Cu siguranță trecem și noi pe acolo, cu siguranță. Vor fi producători cu produse horticole, acolo vin. Vânzare. Avem o să-mi cumpăr smochin de acolo, să-mi plantez. Veniți, da. Eu nu promit, Emilia, să fac carieră în treaba asta, cum spuneai, dar promit să-mi iau smochin. Pasiune, da.
promit să-mi iau măcar un smochin și să-l cultiv acolo la mine în grădină. Cine știe, poate copiii care văd aceste emisiuni sau care vin la astfel de manifestări, unii din ei vor deveni horticultori. Da, nu se știe și e o pasiune frumoasă ce trebuie, iată, menținută și bravo vouă că faceți treaba asta. Mulțumim tare că ați venit.